Un microbus cu pasageri a ajuns în șanț după ce a fost izbit frontal de o auto utilitară. În urma accidentului, 16 persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Accidentul s-a petrecut în această dimineață pe drumul național 1H, în județul Sălaj. Detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină la un accident rutier petrecut pe DN1H între localitățile Vârșolț și Ereclean. Șoferul unei auto-utilitare nu a adaptat viteza într-o curbă, a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un microbuz care efectua o cursă regulată. În urma impactului, microbuzul a ajuns în șanț, iar șoferul acestuia a rămas încarcerat și a avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l elibera dintre fiarele contorsionate. Pompierii au ajuns la fața locului, au descarcerat șoferul microbuzului. Din primele cercetări au rezultat 13 victime, care au fost transportate la spital, ulterior ajungând la spital încă 3. În total, 16 persoane au fost rănite în accident. Acestea au primit îngrijiri la fața locului, după care au fost transportate la spital cu multiple traumatisme. În această dimineață, începând cu ora 8:20, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Zalău, au fost aduși 16 pacienți, 4 femei, respectiv 12 bărbați, ce prezentau multiple traumatisme rezultate în urma unui accident rutier. La fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare, 3 echipaje SMURD și mai multe ambulanțe din Zalău, Jibou și din Șimleu, Silvaniei. Datorită gravității accidentului și a numărului mare de victime, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. A fost activat planul roșu de intervenție, astfel la fața locului au fost prezente 8 ambulanțe, dintre care 3 ambulanțe SMURD și 5 ambulanțe ale Serviciului Județean. Și la Spitalul Județean de Urgențe din Zalău, unde au ajuns cele 16 victime, a fost activat codul roșu, care se declanșează atunci când numărul victimelor depășește cifra 15 și implicit capacitatea de gestionare a urgențelor. În consecință, a fost suplimentat numărul de personal medical la nivelul unității de primiri urgențe a spitalului. Șoferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Șoferul auto-utilitar, în timp ce se deplasa pe direcția Vârșol-Sereclean, într-o curbă la dreapta semnalizată corespunzător, din cauza neatenției a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un microbus de transport persoane. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Traficul auto pe drumul național 1H Zalău și Șimleu Silvaniei a fost blocat timp de mai multe ore, iar circulația a fost deviată pe un drum comunal.